Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi formăm o echipă plină de bătrâni. Da, ați auzit bine, astăzi o să câștigăm Champions League-ul și multe alte trofee cu o echipă de bătrâni, adică peste 30 de ani. O idee sugerată de un abonat care mi-a plăcut foarte, foarte mult și l-am întrebat la ce echipă să începem și el a zis Real Sociedad. Așa că începem această simulare la Real Sociedad. E bine, ca de obicei avem nevoie de obiective și obiectivele sunt în felul următor. Obiectivul principal este să câștigăm Champions League-ul odată și să încercăm să câștigăm la Liga de două ori. De asemenea, vom avea o regulă, vom putea transfera jucători de peste 30 de ani neapărat și avem voie să facem 4 transferuri pe sezon. Două obiective foarte bune și o regulă foarte interesantă. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1k subscriber, pentru că la 1k subscriber voi posta un videoclip special pentru 1k. Și de asemenea, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez ceva nou. E bine, acestea fiind spuse, echipa lor este destul de bună, însă haideți să vedem ce jucător are, pentru că noi ușor va trebui să schimbăm această echipă și să o transformăm într-o echipă de bătrâni. Momentan vedem că vârsta jucătorilor este destul de bună aici, vedem că majoritatea de fapt jucătorilor au sub 30 de ani și da, nu este bine, va trebui să ne începem aventura aceasta, să vindem niște jucători. Așa că eu zic să începem deja să schimbăm niște jucători și desigur că eu o să încep cu portarul, sincer cred că ne trebuie al portar. Traore are 31 de ani, așa că îl păstrăm. O să transfer eu 2 fundași și un left back și cam ăștia sunt cei 4 jucători. Asta înseamnă că Zubeldia, Remiro, Lenormand și Galan vor pleca de la echipă. E bine, ca buget avem buget nelimitat. Chiar dacă aici arată 700 de milioane, noi o să avem buget nelimitat. Însă, pentru că avem regula de 30 de ani, o să fie destul de greu să transferăm un jucător bun de 30 de ani. E bine, și jucătorii pe care îi vom transfera sunt în felul următor: Courtois, Rudiger, Van Dijk și Marcos Acuña. Foarte bun, toți peste 30 de ani. Overall-uri foarte, foarte bune o să mai ducă. Așa că, da, o să golim Real Madrid cu aceste două transferuri, însă o să ne așteptăm noi foarte, foarte mult. Bun, și acum cu aceste 4 transferuri, Acuña, Van Dijk, Rudiger și Courtois arată mult, mult mai bine echipa. Chiar o să-i ajute foarte, foarte mult, însă în sezoanele ce va urma vom transfera desigur și pe cealte poziții. Însă, momentan, doar 4 avem voie sezonul acesta. Simulăm primul sezon cu echipa aceasta făcută momentan și vedem cum se descurcă. Sezonul numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și dacă au scăzut acolo overall-urile și se pare că n-au scăzut absolut deloc. Chiar absolut deloc, n-au scăzut absolut deloc. Însă totuși, hai să vedem cum s-a descurcat echipa momentan. N-am schimbat atacanții, însă, da, Kubo și Oyarzabal aici au scris și am multe goluri și cea de la noi, da, Acuña, uite, Acuña cu 3 goluri și 2 asisturi și Rudiger, 2 goluri, bine mă, Rudiger. Haideți să vedem unde suntem la Liga, clar suntem top 10, top 9, Celta, pe 5 suntem. Ok, suntem în top 4, Sevilla este pe 5, asta înseamnă că avem poziție de Champions League. Hai să vedem dacă suntem pe locul 1 sau 2, ce știe, ok, suntem pe locul 3, Real Madrid pe 4, deci a contat faptul că l-am luat portarul și fundașul acolo, însă uitați-vă puțin la ce strânsă este situația între Barcelona și Atletico de Madrid, ambele având 90 de puncte. În Copa de Spania, hai să spunem că reușim, se pare că aici câștigă Barcelona, însă în Champions League se pare că suntem pe ultimul loc, pe locul 4, pe bune, pe locul 4, doar 3 puncte am reușit și după ce am bătut, am făcut egaluri, 3 egaluri. Wow. Suntem în sezonul cu numărul 2 și în sezonul acesta vreau să schimbăm atacul și puțin din mijloc, pentru că putem să facem 4 transferuri. O să schimbăm left winger-ul, striker-ul, right winger-ul și un mijlocaș. E bine, și avem 4 jucători foarte, foarte buni: Mo Salah, Neymar, Harry Kane și Kevin De Bruyne. 4 jucători efectiv fabuloși. Dar chiar Harry Kane o sunește foarte, foarte mult, pentru că are 30 de ani și 30 de ani este minimul pe care putem să îl transferăm. Restul sunt puțin mai bătrâni, însă o să profităm de ei cât mai putem. Așa că ne băgăm să-l transferăm pe fiecare în parte. E bine, și acum cu KDB, Mo Salah, Kane și Neymar arată mult, mult mai bine echipa asta. Este pregătită să câștige acolo Champions League-ul și desigur că am scăpat de ceilalți jucători, adică Oyarzabal, Kubo și Striker. Desigur și mijlocașul, ca să joace ei în primul 11. Bine, și așa jucau că na, sunt foarte buni, dar
totuși trebuie să scăpăm de ceilalți. E bine, acum chiar avem destul de mulți bătrâni în echipă, 33, 32, 30 de ani însă, dar încă mai trebuie să mai vindem jucători, însă îi voi păstra momentan pentru rezerve. Simulăm sezonul cu numărul 2, spunea că până la urmă reușim să câștigă la Liga și Champions League-ul. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și dacă au scăzut foarte mult și da, se pare că au scăzut destul de mult. Courtois s-a crescut, însă da, restul, Salah, Neymar, KDB, Van Dijk și Acuna au scăzut destul de mult. Haideți tot să vedem cine a scris mai multe goluri și este Harry Kane cu 32 de goluri, Salah un pic mai în spate cu 30 și Neymar se surcă destul de bine și el. Haideți tot să vedem pe ce loc suntem, eu zic că na, clar suntem pe locul 5, în top 5 de fapt, suntem în top 5, așa că haideți să vedem pe ce loc suntem. Top 4 este Barcelona, pe locul 3 să vedem cine este, suntem noi, ok, cu Real Sociedad, pe locul 2 este Atletico Madrid și pe locul 1 desigur Real Madrid. În Super Cup, haideți să vedem că reușim, nu, aici a câștigat Atletico Madrid. Copa de Spania, haideți să vedem dacă reușim, aici a câștigat Real Madrid. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions League, se pare că terminăm pe locul 1 de data asta în grupă cu 18 puncte, n-am pierdut absolut niciun meci. În Round of 6 se pare că dăm de Manchester United pe care o scoatem cu 4-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Atletico Madrid pe care o scoatem cu 4-2 la general. În semifinale se pare că dăm de Liverpool pe care o batem cu 3-1 la general. Iar finala vom juca versus Paris Saint-Germain, care a câștigat acolo versus Benfica cu 4-3 la general. Haideți să vedem prima noastră șansă să câștigăm Champions League-ul. 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să câștigăm Champions League, mă, bine, mă, din prima ocazie câștigăm Champions League-ul, chiar dacă au scăzut foarte mult jucătorii noștri. 4-0. Bine, și suntem în sezonul numărul 3, unde trebuie să mai schimbăm niște jucători. Adică, na, restul echipei chiar arată destul de bine. Van Dijk totuși a scăzut, Acuna la fel. O să încercăm noi să schimbăm, uite, să aducem un mijlocaș, doi mijlocași, de fapt, în locul Zubimendi, pentru că el are 26 de ani, deci va trebui să-l vindem. Un right back și cred că o să aduc și un left back. Dacă găsim. E bine, și cei patru jucători pentru sezonul acesta sunt Robertson, João Cancelo, Bernardo Silva și Bruno Fernandes. Acum că mă uit atent, trei jucători portughezi și unul scoțian. Foarte, foarte interesant, jucători chiar foarte buni, da, bătrâni, însă da, asta este regula, așa că îi voi transfera eu repede și revenim când sunt transferați. Bine, și acum cu Bruno, Bernardo Silva, Robertson și Cancelo arată mult, mult mai bine echipa. Este completată în sfârșit, însă desigur trebuie să începem să pune și pe banca de rezerve. Echipa foarte bună, sunt sigur că o să se descurce. Așa că simulăm sezonul cu numărul 3 să sperăm că data asta câștigăm în sfârșit la Liga. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și se pare că în continuare arată destul de ok, însă da, au scăzut foarte, foarte mult overall-urile. Harry Kane a scăzut până și el, Neymar la 83, Salah la 84, KDB 84 și Van Dijk la 81, mamă cât a scăzut. Haideți tot să vedem ce a scăzut cea multe goluri și este Harry Kane cu 29 de goluri, 15 asisturi pentru el. Bine, bine, a rupt efectiv Harry Kane. Haideți tot să vedem la Liga dacă reușim top 5, clar, locul 4 este Atletico Madrid și locul 3, ok, iar locul 3, văd de 3 sezoane numai locul 3, să vă uitați că numai locul 3, tip de 3 sezoane și pe locul 1 este Real Madrid. În Supercopa, haideți să vedem că reușim, nu, aici câștigă Real Madrid. Copa de Spania reușim, nu reușim, aici câștigă Barcelona, nu. E bine, haideți să vedem ce a făcut și în Champions League, se pare că reușim să câștigăm grupa noastră cu 13 puncte. În Round of 6 se pare că reușim să scoatem Manchester City cu 3-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Real Madrid pe care o scoate cu 3-1 la general. În semifinal se pare că dăm de PSG pe care o scoatem cu 6-5 la general. Mamă, ce drum greu am avut până aici. Iar finala vom juca versus Inter. Haideți să vedem că reușim să câștigăm a doua finală consecutivă. 3, 2, 1 și nu pot să cred, mă, de bate Inter-ul, mă, frate, mă. Bă, deci am dat de City, de Real Madrid, de PSG și ne scoate Inter-ul. E bine, suntem în sezonul cu numărul 4 și în sezonul acesta o să continuăm noi construirea echipei, pentru că, na, mulți au scăzut foarte mult, Neymar, Van Dijk și așa mai departe, așa că o să trească să înlocuim. O să simulăm sezonul acesta și încă unul până la sezonul cu numărul 5, pentru că este foarte greu să găsești jucători buni în continuare și, na, pentru că sunt bătrâni, nu pot să crească, deci, da. E bine, și sezonul acesta vreau să transfer un left winger, un fundaș, un mijlocaș de rezervă și un atacant de rezervă. E bine, și Neymar se va duce pe bancă, Van Dijk și el la fel. Vor uita Grealish cu Sule pentru că sunt mai buni și desigur Goretzka cu Berardi pe banca de rezerve. Eu zic că arată destul de bine echipa și că o să se descurce foarte bine acolo. Poate să mai crească puțin pumul de apă acolo, dar eu sper sincer să se mențină, pentru că da,
scad foarte rapid bătrânii. Simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem dacă reușim de data asta în cele de urmă să câștigăm și noi la Liga. E bine, sezonul cu numărul 4 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și... Wow! 78 overall KDB, da. Ok, și Rudiger nouă ce nici el bine. Totuși, haideți să vedem ce am scris cea multe goluri și se pare că este Harry Kane ca de obicei cu 29 de goluri, Berardi și el cu 27 și mai în spate Grealish care, da, nu prea scris nimic. Haideți să vedem ce a făcut și la Liga, să vedem clar suntem top 5, însă de data asta, dacă suntem iar locul 3, deci de 4 la rând, 4 sezoane locul 3, deja ceva se întâmplă. Haideți să vedem, locul 4 este Real Madrid, ok, început bun. Locul 3 și se pare că suntem noi, da, nu pot să cred așa ceva. Cum reușim noi mereu locul 3? Nu pot să înțeleg. La o diferență de 5 puncte față de Barcelona care este pe locul 1. În Supercopa, haideți să vedem dacă reușim, Real Madrid, categoric. Copa de Spania, haideți să vedem, Barcelona, categoric, așa, ăștia se schimbă între ei. Haideți să o spun ce a făcut în Champions League, unde ne descurcăm mai bine, zic eu, decât în clasament. Se pare că suntem pe locul 1 cu 15 puncte. În Round of 6 se pare că o scoatem pe echipa asta care nu o să încerc să-i pronunț numele, cu 6 la 1 la general. Însă în Quarter Finals ne scoate Atletico Madrid 4 la 2 la general și câștigă Napoli, ok. E bine, și suntem în sezonul cu numărul 5 și da, trebuie să facem un right winger. Nu știu dacă găsim să fie sincer un right winger mai bun decât Berardi, de 30 de ani plus. Un fundaș, un mijlocaș și probabil, da, un left back probabil. Ei bine, și până la urmă, mamă și el, am găsit o groază de jucători, însă acei jucători chiar sunt cei buni pe care am putut să-i găsesc. O să-i transferăm de sigur pe toți, toți au 30 de ani afară de Lucas Hernandez și până la urmă cred că o să mai simulăm câtea sezoane, însă da, cum am spus, o să fie sezoane în care nu o să găsești jucători. Sezonul ăsta aparent mulți au ajuns la 30 de ani, așa că da, o să mă bag să transfer absolut pe toți. Ei bine, și cam așa arată echipa noastră pentru sezonul cu numărul 5, avem Oyarzabal în stânga, data asta are 30 de ani. Dembele în dreapta, Harry Kane care a început să scadă destul de mult. De Jong în mijloc, Bremer cu Diaz, noi noștri fundași. Și pe banca de rezerve deja avem noi jucători. Mai trebuie doar un portar de rezervă, dar asta este sezonul următor. Simulăm sezonul cu numărul 5 să vedem dacă reușim să câștigăm și noi la Liga măcar o singură dată. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată interesant. Da, a scăzut Kane foarte mult, Silva la fel, da, Robertson, mamă ce a scăzut Robertson și Cancelo, da, scad foarte, foarte mult. Însă totuși, haideți să vedem cine a scris cei mai multe goluri și a fost Bruno Fernandes cu 34 de goluri, wow, 34 de goluri și Harry Kane cu 30 de goluri și la asisturi este Grealish. Haideți să o să vedem ce reușim să facem la Liga, sperăm că suntem pe altă poziție și nu pe 3, însă, da, o să vedem, top 5 clar, top 4, ok, Atletico Madrid, top 3, deci top 3, trebuie frumos, te rog, nu pot să cred așa ce, 5 sezoane la rând pe locul 3, no, e scriptat, e ceva scriptat, 5 sezoane la rând pe locul 3, nu vrea, nu are voie, nu știu ce se întâmplă. E bine, suntem în sezonul cu numărul 6 și să fiu sincer, dar ăsta cred că o să fie ultimul sezon pentru că, na, nu reușim, efectiv nu reușim, scad foarte mult jucători și nu reușim să câștigăm și noi măcar o singură dată la Liga. În sezonul acesta o să încerc eu să găsesc un atacant mai bun, dar nu cred că o să găsesc, dar o să încerc. Mijlocaș avem aici pe Barella, deci este ok, avem rezerve. Trebuie să facem desigur un right back și un nou portar la echipă. E bine, și am făcut câteva transferuri care zic că sunt foarte necesare și sunt bune la echipă. Avem o dată pe Curta, o să scoatem aici și o să ducem un nou portar care este Cobble. În dreapta o să vine aici Robertson momentan, dar o să fie scumpat de Ben White. Iar în atac va ieși Harry Kane și va intra un nou atacant pe nume Lautaro Martinez. Arată foarte bine echipa, însă nu foarte, foarte, foarte bine, gen nu cred că putem să câștigăm la Liga, însă da, o să vedem. E bine, și simulăm sezonul cu numărul 6, ultimul sezon pe care îl vom simula, să sperăm că reușim să câștigăm în sfârșit măcar o dată la Liga. E bine, sezonul s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, n-au scăzut extrem de mult. Haideți să vedem ce am scris cea multe goluri și se pare că este Bruno, mamă, dacă am puține goluri, dar nu chiar, că am scris mai mulți. 19, m-au luat doar 15 goluri, ok. Haideți să vedem ce am făcut și la Liga, sperăm că data asta nu suntem pe locul 3, dacă și de data asta suntem pe locul 3, efectiv, na, nu mai ce să mai zic, n-ai cum să câștigi la Liga cu Real Sociedad. Hai să vedem, clar suntem top 10, top 5, suntem top 5, opa, Real Madrid pe locul 6, ok. Haideți să vedem, top 4 este Sevilla, ok, acum locul 3, ăsta ne bântuie pe noi, hai să vedem, 3,
2, 1 și... Nu pot să cred, nu pot să cred, deci nu pot să cred. Bă, nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce. Cum reușește 6 sezoane la rând, 6 sezoane la rând, locul 3. Barcelona câștigă de data asta. Supercopa, să vedem, da, Real Madrid câștigă în finală versus noi, pierdem în finală. Copa de Spania reușim, nu reușim aici, câștigă Sevilla. În Champions se pare că, da, trebuie pe locul 1 cu 12 puncte. În Round of 6 se pare că o batem pe Leverkusen cu 4-1. În quarter final se pare că o batem pe Wolfsburg cu 5-3 la general. În semifinal se pare că ne scoate Atletico Madrid cu 6-4 la general. Wow. Iar finala o câștigă PSG. Ok. Da, e bine că asta a fost videoclipul. Destul de greu, chiar foarte, foarte greu. Însă a fost interesant, am reușit să câștigăm Champions League, ce a fost main obiectiv. La Liga era mai așa, ca să fie un obiectiv, dar n-am reușit. Locul 3 a fost al nostru, nu știu ce s-a întâmplat. Am încercat aici să formez o echipă destul de frumoasă și acum arată ok, însă foarte bătrân, sunt foarte, foarte bătrân și o să scadă foarte mult în următorul sezon. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo 1000 subscriberi. Și desigur, dacă tot v-ați abonat, nu uitați acolo să activați și clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!